Da, este ora 10, iar benzina s-a făcut 9 lei și 15 bani. În această dimineață voi fi singur, fără colegul Vlad. Eu mă filmez, eu mă montez, eu vă vorbesc. Vlad este la coadă la benzinărie. Așa-i, Vlad? Cum stăm cu coada? Câte mașini mai ai în fața ta? Încă 10. Încă 10. Terminăm repede cafeaua. Până intru în coadă. Până intri în coadă. Aici paradoxul la români, se face coada cozii. Mă bucur că ne întâlnim după atâta timp, am trecut cu bine de sărbătorile iubirii, de 40 de mucenici, gata, am ieșit și din starea de alertă. Acum să vă văd, suntem în stare de ceva, măcar să bem o cafea primită pe buymeacoffee.com de la vechii mei prieteni, căciulă cu văruca sa, Ancuța din Anglia. Mulțumesc frumos, Lucian, poetul, mi-a trimis și el o cafea de consolare. Mulțumesc tare mult, o cafea la timpul ei face cât 10 litri de cafea, de benzină. Da, acum deja benzina este 9 lei și 25 de bani, am înțeles. Vlad, tot la coadă ești? Da, da. Nu lăsa pe nimeni în față, fii la dracu să fie. Oare să opresc motorul? Nu, bă, dar nu ți-am zis să o împingi ușor, ușor. Extra. Bă, parcă ai fi Borcea, știți ce a pățit Borcea? Și-a parcat Audi Q8. Bă, o mașină rară, un Audi de 200.000 de euro și l-a parcat într-o mașină mare. Într-o parcare mare, pardon. Mașina lui și-a parcat într-o parcare mare. A terminat cu cumpărăturile și a mers să se urce în mașină. Și din greșeală a mers la alt Audi la fel de scump. Vă dați seama că noi românii stăm bine și cu finanțele și cu mașinile. Și ce a făcut Borcea? A început să tragă de portieră. El a crezut că e mașina lui, dar nu era mașina lui. Așa face și de neveste, și de cu nevestele altora. Le trage de portieră până cedează. Vlad, e totul ok? Da, da, da. Să nu bagi, mă, benzină în loc de motorină, că e mai mare paguba decât economia. Păi bag și niște ulei, bunica. Așa da, pentru gresare. Apropo de bunica, Lidia Buble a revenit pe Instagram după Lidia Buble a revenit pe Instagram după o pauză de 2 săptămâni, că toți eram disperați. Unde Lidia? Cred că era cu Zelenski. Mă rog, a revenit cu un nou look, totul e ok, totul e bine, totul e frumos. Mitica Dragomir, domnule, a zis că el cazează la el la hotelul refugiați, dar le ia și bani. La care? Ce de mai voi la ce mașini au le-au parcate, puse parcate în parcare și în funcție de asta la care mai pricopsi le iau bani. Domnule, război să fie că noi facem bani. O săptămână neagră am încheiat. Irinel Columbeanu a suferit un AVC, Viorel Lis a suferit un atac de inimă de la un infarct. Ion Iliescu e bine. Își numără pensia. El tot timpul o primește în ruble, la fel cum primesc și eu în dolari. Câte o cafeluță bună pe buymeacoffee.com. Mulțumesc, căciulă, Lucian, poetul. Mulțumesc frumos, buymeacoffee.com/NicuBendea. Bianca Drăgușanu și-a cumpărat un ceas care valorează cât un apartament cu 3 camere sau cât o jumate de garsonieră în București, în Cluj-Napoca. Mă rog, ceas, scump ceas. Băi, ce limbi o fi având ăla. Că ea s-a împăcat acum cu Bădălău, dar mă rog, când e singură trebuie să aibă un ceas cu limbi bune. Nu vă mai rețin, mulțumesc frumos pentru atenție. Vlade, totul ok, mă pornesc și eu. S-o mai scumpit. Atunci nu mai, ieși și tu din coadă. Hai să mergem la Lidl, măcar să luăm făină și ulei de acolo. Dacă benzină, a? Ne ține benzina până acolo. Dacă nu o împingem. Bă, de mașină ziceam. A. Să nu uitați că în această seară de la 71 pe Prima TV deputeți și eu într-un sitcom Oportuniștii, sezonul 2, episodul 1. Vă rog să urmăriți. Începem și cu spectacolele. Vlade, dacă reușești să bași benzină până în 17, vin atelierul de pizza. Dacă nu vin pe jos, mă pornesc de acum. Ce ți-i Clujul, ce ți-i Floreștiu? În 17 joia în atelierul de pizza, în 19 sâmbăta Casa Vikingilor. Dacă tot s-a dat drumul, hai să facem show, cum zicea cineva. Pe calea aceasta o salut și pe doamna dirigintă din Școala Generală, doamna Liana. Am înțeles că se uită pe YouTube. Extraordinar, vizionare plăcută și mă bucur că ne sunteți alături. Ce să vă mai zic, numai gânduri bune, optimist și nu mai puneți botul la orice, că doar nu suntem fraierii Europei. No, bine, Vlad. Iau și canistre sau punem benzina în pungi? Ce părere ai? Am flaconi de 5 litri. Bine, sănătate multă, am plecat după benzină.